Agitație mare pentru mii de elevi, părinți, bunici și dascăli în prima zi de școală. Treziți mult mai devreme decât s-au obișnuit, elevii de la clasele pregătitoare până la cei de liceu au umplut curțile unităților de învățământ în așteptarea primelor ore de curs. Firește, cei mai emoționați dintre toți au fost prichindeii de la clasele pregătitoare, care au pășit pentru prima dată într-o școală. Cadrele didactice i-au așteptat pe micuți în clase decorate cu baloane, flori și pereți tapetați cu personaje celebre din desene animate. S-au confecționat și ecusoane cu numele celor mici, dar și cu denumirea grupelor din care fac parte. De exemplu, clasa lui Franklin, fluturașii cercetași sau clasa gărgărițelor. De departe, însă, cei mai emoționați au fost părinții, mulți dintre ei cu lacrimi în ochi. Copiilor, de doar 6 ani, au mers la școală.